ANPC a închis temporar o cafenea Starbucks din sectorul 3 al capitalei din cauza mizeriei și a fructelor folosite pentru sucuri tratate cu pesticide. Mai mult, în urma regulilor găsite, cafenea. a fost sancționată și cu 5.000 de lei. conform etichetei produsului portocale, acesta este un produs cu imazanit, cu așa nu este recomandată consumului uman. 10.000 Portocale tratate cu pesticide, mizerie în vitrină și plăci de gresie fisurate sau sparte sunt doar unele dintre neregulile găsite de ANPC, după ce au verificat unul dintre magazinele Starbucks situat în București Mall din sectorul 3 al capitalei. În urma verificărilor realizate și ale neregulilor găsite, au fost aplicate și sancțiunile. Amendă contravențională în valoare de 5.000 de lei, oprirea definitivă de la utilizare a produselor alimentare neconforme și oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea definitivă. Când ne gândim la operatorii economici mari, nu ne așteptăm la derapaje de la bun simț. Mă întreb deseori dacă în codul acestora de conduită este trecut în engleză, lasă-mă că merge așa. S-au constatat următoarele deficiențe. S-a procedat la ridicarea tăvilor de inox la vitrina de vânzare asistată în care erau expuse spre comercializare produse alimentare neambalate, unde s-a constatat prezența de impurități în strat masiv, lichide scurse, resturi alimentare, chedere depreciate, neigienizate. La fabricarea sucului de portocale, operatorul economic utiliza produse având pe etichetă mențiunea produs tratat cu imazalil, fără ca acestea să fie spălate în prealabil cu solvent pentru îndepărtarea imazalilului. Agregate gorifice congelator cu depuneri de impurități, gheață și resturi alimentare, iar grătarele prezentau urme de rugină, paviment neigienizat cu plăci de gresie fisurată spartă. Amendă în quantum 5.000 de lei, a declarat președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului.